Minerii din Valea Jiului primesc tichete cadou de Crăciun. Adaosurile vin în completarea venitului aferent lunii decembrie, după ce, la început de lună, au primit adaosuri de Sfânta Varvara. Conducerea Companiei Naționale a Huilei și sindicaliștii au stabilit cuantumul primelor de Crăciun ale angajaților de la minele din Valea Jiului. În urma negocierilor, fiecare angajat al CNH va primi de Crăciun tichete cadou în valoare totală de 350 de lei. Tichetele cadou vor ajunge în posesia angajaților companiei până la finele săptămânii viitoare. În plus, ortacii au luat și prime de Sfânta Varvara. În 4 decembrie, când a fost celebrată această sfântă, considerată ocrotitoare a celor care trudesc sub pământ, ortacii au primit, conform contractului colectiv de muncă, un adaos salarial. Astfel, cei de la suprafață au luat atunci 200 de lei și 300 de lei au luat cei care muncesc în subteran. Șefii de la mina Petrila, cercetați pentru producerea accidentului din anul 2008, au fost condamnați la închisoare cu executare. În cazul lui Aurelian Necula, pedeapsa a fost redusă cu 6 luni. Avocații inculpaților au declarat că decizia instanței de la Gorj este una surprinzătoare și nefirească. Avocatul lui Necula declară că vor înainta apel împotriva deciziei de la Tribunalul Gorj. Avocații inculpaților declară că Tribunalul Gorj nu a luat în seamă anumite probe, ba, mai mult, îi acuză pe magistrați de comiterea unor erori grave de judecare. Gheorghe Roșu și Ștefan Ungur au fost și ei condamnați la câte 4 ani cu executare. Și avocatul lor, Ovidiu Filipescu, se declară dezamăgit de sentința magistraților de la Tribunalul Gorj. Fostul director al exploatării miniere Petrila, Aurelian Necula, și adjuncții săi, Gheorghe Roșu și Dan Ștefan Ungur, au fost condamnați pe fond la judecătoria Târgu Jiu la 7 ani și jumătate și, respectiv, 6 ani și jumătate de detenție pentru ucidere din culpă, după ce 13 mineri au murit și alți 12 au fost grav răniți în 2 explozii succesive ce au avut loc în 15 noiembrie 2008. Instanța i-a mai obligat pe cei 3 la plata unor daune substanțiale către rudele victimelor celor 2 explozii. Inculpații au declarat recurs la Tribunalul Gorj, iar, ulterior, procesul s-a mutat la Curtea de Apel Craiova, care, în primăvara acestui an, a decis reluarea judecății la Tribunalul Gorj. Mai mult, Tribunalul Gorj a decis obligarea inculpaților la plata unor cheltuieli judiciare și despăgubiri morale către familiile victimelor și a părților implicate civilmente în dosar. După ce a prins la redistribuire un post de senator, Haralambie Vochițoiu a precizat că nu și-a uitat promisiunea făcută din postura de consilier județean. Mai exact, aceea de a iniția un proiect de hotărâre care să aibă ca rezultat ieftinirea cu 25% a prețului apei potabile și canalizării pentru consumatorii casnici din Valea Jiului. N-am plecat din Consiliul Județean înainte de a depune acest proiect de hotărâre și vreau să vă spun că cei care vor veni după mine în Consiliul Județean, în speță Ivănuș Nicolae îmi va lua locul și ceilalți 3 consilieri, au sarcina ca în prima ședință a Consiliului Județean să treacă acest proiect de hotărâre prin Consiliul Județean, astfel încât de luna viitoare oamenii din Valea Jiului să plătească cu 25% mai puțin pe metrul cub la apa potabilă și canalizare. De asemenea, fac apel la toți consilierii județeni din Valea Jiului, 8 la număr, din toate partidele care sunt în Consiliul Județean, să voteze în concordanță cu interesele oamenilor din Valea Jiului și nu cu interesele, dacă vor fi alte interese, a celor care conduc partidele dumnealor. Indiferent de culoarea politică, în Consiliul Județean am ajuns cu voturile oamenilor din Valea Jiului, nu trebuie să uite nimeni treaba asta, nici PNL-ul, nici PSD-ul n-au avut voturi la partid și cu voturile alea au plecat consilierii la Consiliul Județean, ci voturile sunt ale oamenilor din Valea Jiului. Fac un apel călduros și colegial la acești oameni să-și convingă și ceilalți colegi din Consiliul Județean, suntem 33 la număr consilieri județeni, să voteze acest proiect de hotărâre. Pe de altă parte, proaspătul senator a declarat că mineritul și viitorul acestuia vor reprezenta o prioritate pentru el în următorii 4 ani de zile. Nu de alta, dar în ultimii ani, în industria minieră din Valea Jiului au fost investiți doar 6 milioane de lei.
Revelionul pensionarilor și la Vulcan. Administrația locală de la Vulcan nu va organiza revelionul în stradă, ci le pregătește vârstnicilor o petrecere pentru noaptea dintre ani. Astfel, în afară de pensionari, fiecare vulcănean va petrece la cumpăna dintre ani, unde îi poftește inima. Vulcănenii petrec revelionul ca de obicei în locurile speciale pregătite pentru acest eveniment. Noi, ca și primărie și Consiliul Local, le-am pregătit la fel ca și în ceilalți ani pentru pensionari. Avem revelionul pensionarilor care se desfășoară la cantina de la Dincă. Avem un scris 400 și ceva de pensionari și sperăm să se simtă bine. Dacă la Petroșan pensionarii care vor merge la revelionul dedicat special lor vor plăti o sumă modică, la Vulcan situația este puțin diferită. Pensionarii vor plăti 60 de lei de persoană, restul fiind suportat de primăria și Consiliul Local. Până acum, doar la Petroșani, autoritățile locale vor organiza petrecerea dintre ani în stradă, însă, până acum, nu au fost puse la punct toate detaliile în acest sens. Dacă în urmă cu un an de zile administrația locală din Vulcan era premiată pentru proiecte inovatoare, acum aceștia încă au dificultăți în ceea ce privește înțelegerea tehnologiei. Pe raza municipiului Vulcan au fost montate panouri solare, investiția fiind gândită atunci pe baza unor rațiuni economice care ar fi dus la reducerea facturilor la energia electrică. La mai bine de un an de zile de la finalizarea proiectului, cei din administrație încă fac teste la panourile solare. Zilele acestea am avut o discuție cu domnul director Fara Alin. Nu este inițiativa mea, este inițiativa din, adică în urma sfătuirii între noi doi. Vrem să le oprim, să oprim alimentarea de la rețea, să vedem exact cam cât funcționează doar pe bateriile solare, ca să ne putem da seama cât de eficiente sunt. Municipiul Vulcan este iluminat cu becuri alimentate de panouri solare, sistemul fiind o premieră pentru România. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere a bulevardului Mihai Viteazu a fost demarată la sfârșitul lunii ianuarie 2011 și se ridică la valoarea de 30,3 milioane de lei. Plăcinte, mămăligă specifică și cârnați de oaie momârlănești vor fi marcă de Valea Jiului. În cel mult 2 săptămâni, momârlanii din aceste zone se vor putea bucura că au creat ceva unic și omologat. Medicul veterinar Gheorghe Cristea spune că actele necesare au fost deja validate și s-au parcurs toate etapele, așa încât mai este puțin și vom avea produsele omologate. Toate sunt create în gospodărie și sunt unice în lume. Am efectuat documentația pentru păsatul momârlănesc, pentru cârnațul tradițional afumat de oaie, straja lupeni, și pentru cozonacul Jiu de Est, cozonacul parâng și plăcinta jiețană. Documentația a trecut fazele de Direcția Sanitar-Veterinară, examene de laborator, comisia de la Direcția Agricolă și dosarele. Documentația este depusă la Ministerul Agriculturii. În cât timp putem vorbi despre noi produse tradiționale de aici, din Valea Jiului? Sper ca în maxim 2 săptămâni să treacă cu bine. Păsatul momârlănesc este specific nedeilor câmpenești ale crescătorilor de oi, care macină porumbul mare și îl fierb la foc de lemn pe pirostri cu smântână, unt și brânză de oi. Cârnații sunt și ei făcuți după o rețetă unică, din carne de oaie, plăcintele conțin tot brânză de oi, iar cozonacii au rețete unice create de gospodinele de pe Jiul de Est. În perioada 17 decembrie 2012-7 ianuarie 2013, programul de relații cu publicul la compartimentele Registratură, Arhivă, Arhivă Falimente, Biroul de Apostilare Acte, dar și Biroul de Relații Publice din cadrul Tribunalului Hunedoara se va desfășura după un program nou. Astfel, acestea vor avea program de lucru cu publicul de luni până vineri, de la orele 8:30 și până la orele 10:30. Excepție face Biroul de Apostile, unde programul este același, doar că vinerea va fi închis. În plus, potrivit unui comunicat emis de reprezentanții Tribunalului Hunedoara, zilele de luni 24 decembrie 2012 și 31 decembrie 2012 au fost declarate zile libere nelucrătoare. Programul va fi însă reluat începând cu data de 8 ianuarie 2013 și va reveni la orarul anterior.
A fost un an de criză, dar asta nu i-a împiedicat pe cei din Valea Jiului să vină la spectacole. Spectacole de excepție, cum au fost cel cu Florin Piersic și Medeea Marinescu, ori cel al lui Tudor Gheorghe, au umplut sala, iar bilanțul activității culturale în 2012 este unul pozitiv. Anul acesta, la Casa de Cultură, au avut loc mai multe evenimente culturale, dintre care ultimele, respectiv spectacolul cu Florin Piersic și cel al domnului maestrului Tudor Gheorghe, care au fost recent, au fost extraordinare și s-au jucat cu sala plină. Lucru pe care pot să spun că nu l-am întâlnit de mult fiind, cred că, 5-10 ani chiar. Deci în ultimii ani nu s-au mai vândut biletele la spectacole, iar în schimb, în această perioadă au mers foarte bine. Oamenii s-au străduit, își doresc să vadă spectacole, să vadă altceva, să acea atmosferă de sală de spectacole și de scenă și de tot ce se întâmplă într-o sală de spectacole, într-o casă de cultură, este extraordinară și oamenii apreciază din ce în ce mai mult acest lucru. Ultimii care au umplut sala de la Petroșani până la refuz în acest sezon au fost cei care au participat la festivalul concurs Clavier Art, dedicat tinerilor muzicieni. Sâmbătă și duminică, pe scena Teatrului Ide Sârbu din Petroșani, vor fi prezentate două spectacole, unul dedicat copiilor, iar celălalt adulților. Cel din urmă, un One Woman Show, a fost prezentat și în cadrul festivalului Gala Star de la Bacău. Tata a fost actor, eu, cine știe, o are ca regizor, dar și ca unic actor pe Bianca Holubuț. Este un spectacol pe care l-am prezentat în cadrul Galei Star de la Bacău. A intrat în stagiunea noastră, este vorba despre un regizor de culise care își dorește foarte mult să ajungă actriță, dar sunt anumite impedimente și vă aștept la spectacol să vedeți dacă merită sau nu merită să ajungă acolo unde vrea. Asta o să decideți dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că am ajuns să-l joc și aici. M-am întors pe scena teatrului din Petroșani, de unde am plecat. E mare lucru. Cred că cel mai important pentru un actor este să joace acasă, să joace pe scena de unde pleacă. Cea de-a doua piesă, care este o premieră, poartă titlul de Mica vrăjitoare zglobie și va fi prezentat duminică. Este un spectacol care, așa cum v-am obișnuit, trimite mesaje ca acești copii să învețe să fie buni, să fie omenoși, să fie generoși, să iubească tot ce este, chiar dacă este de natură, chiar dacă este făcut de om. Și cu ajutorul acestei mici vrăjitoare, toate lucrurile bune se pot întâmpla. Chiar dacă la sfârșitul piesei vrăjitoarele mari spun că ca să fie o vrăjitoare bună trebuie să fie rea, este o neconcordanță în ceea ce spun ele, dar întotdeauna binele trebuie să învingă. Iar copiii asta trebuie să învețe și copiii și poate cu predilecție cred că ar trebui să învățăm noi adulții lucrul ăsta, că din păcate am cam uitat să fim buni, să fim generoși. Doar acum în luna asta, luna cadourilor, am început să ne aducem aminte că trebuie să fim generoși, că trebuie să fim mai buni, să fim prietenoși. Asta e. Cele două piese vor fi ultimele jucate în acest an pe scena Teatrului din Petroșani, actorii urmând a intra și ei în vacanță.